Ministerul Finanțelor a eliberat avizul necesar demarării investiției la stadionul Dan Păltinișanu, document obligatoriu pentru construirea noii arene a Timișoarei. Urmează noi pași care să ne apropie de ceea ce ne dorim cu toții, dar este foarte important de precizat că nu putem realiza în câteva săptămâni ceea ce alții au tărăgânat zeci de ani. Facem însă tot ceea ce depinde de noi pentru a mișca lucrurile cât mai repede și ca să mă asigur că avizul nu stă rătăcit în vreun birou, am fost personal la minister, transmite președintele interimar al Camerei Deputaților Alfred Simonis. Calendarul legislativ prevede ca ulterior emiterii avizului Ministerului Finanțelor, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației să anunțe deschiderea procedurii de transparență decizională, a procesului de elaborare a proiectului de act normativ pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții. După finalizarea procedurii de consultare publică, proiectul de hotărâre de guvern intră pe circuitul de avizare și apoi la Secretariatul General al Guvernului pentru introducerea acestuia pe ordinea de zi a ședinței de guvern. Următorul pas îl reprezintă aprobarea HCG-ului și publicarea în Monitorul Oficial, iar abia apoi Agenția Națională pentru Sport și Consiliul Județean Timiș trebuie să facă demersurile necesare pentru obținerea hotărârii de guvern prin care se aprobă demolarea actualei arene. Este foarte important de precizat că, în paralel, Compania Națională de Investiții va demara procedura de achiziție pentru proiectarea și execuția noului stadion, iar ordinul de începere a lucrărilor se va da după finalizarea demolării de către Consiliul Județean Timiș, a mai adăugat Alfred Simonis.